Bună ziua, dragilor, și bun venit la Părinți Prezenți, o emisiune despre o educație conștientă a copiilor. Eu sunt gazda dumneavoastră, Loredana Ericiuc, redactor și părincipitici.ro, iar emisiunea o puteți urmări pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinții Pitici, DC News și DC News TV. Subiectul de astăzi este unul important și actual. Ne propunem să vedem, să discutăm despre cum să facem ca anul școlar să fie o perioadă cât mai benefică și mai frumoasă pentru copiii noștri, dar și pentru noi părinții. Astăzi avem o invitată remarcabilă care va împărtăși cu noi sfaturi prețioase, Claudia Chiru, profesor pentru învățământul primar, fondatoarea Saga Kid, un hub educațional care oferă programe pentru elevi și sprijină copiii care nu au suport financiar. Cu o carieră dedicată educației și o pasiune pentru a face copiii să înflorească, doamna profesor ne va ghida prin meandrele preocupărilor noastre ca părinți în această etapă importantă a vieții copiilor noștri. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația la Părinți Prezenți. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna profesor, haideți să explorăm primul aspect important. Ce le spune copiilor despre școală? Pentru că adesea, când îmi las copilul la școală, la poartă aud părinții cum spun: pa, te iubesc, distracție plăcută. Da, cred că doresc să spună că școala trebuie să fie ceva plăcut, un mediu în care, un loc în care copilul să se simtă bine, dar nu este un loc în care copilul vine să se distreze și în niciun caz noi învățătorii nu suntem acolo pentru a-i distra pe copii și pentru a-i face să se simtă bine în modul acesta legat de distracție. Deci atât timp cât nuanțează puțin această urare și pot să și înlocuiască cuvântul distracție plăcută cu să te simți bine, să ai o zi frumoasă, să ai o zi plăcută, să ai o zi pe placul tău, să te împrietenești, poți să pună în loc alte urări, pentru că distrează-te la școală se referă la starea aceasta de bine, dar nu la distracția propriu-zisă, ca și cum ne-am duce undeva și cineva trebuie să ne distreze și dacă ajungem acolo și nu suntem distrați și nu găsim o persoană care să ne distreze, nu ne mai simțim bine și nu mai contează pentru noi. Deci școala nu e loc de joacă? Școala nu este loc de joacă, nu, în niciun caz, nu este loc de distracție. Este locul unde copilul vine deja educat de acasă cu cei 7 ani și vine alături de noi și noi îl instruim. El vine la școală pentru a fi instruit și pentru a așeza cunoștințe pe baza educației pe care au așezat-o părinții acasă și familia. Și cum construiți această încredere elev-învățător, astfel încât copilul să se simtă în largul lui, să vă spună problemele de la școală, poate și problemele de acasă? Totul are un început și aș vrea să începem cu începutul. În clasa pregătitoare, când vin copiii pentru prima dată și fac cunoștință cu doamna învățătoare, în cazul meu cu mine, eu am responsabilitatea de a face acest lucru într-un cadru solemn. Pentru că este foarte important să știe, așa cum am spus mai devreme, că eu nu sunt acolo pentru a-i distra, sunt acolo pentru a instrui și există reguli la școală, există responsabilități și drepturi. Și atunci, eu dacă mă prezint de la bun început într-un cadru solemn, ei înțeleg că eu sunt persoana care deține autoritatea acolo și se raportează la mine astfel. Apoi, încet, încet, este absolut necesar să creăm o relație, pentru că începem deja să ne cunoaștem și ne dorim să ne cunoaștem astfel încât să știm cum să ne abordăm reciproc. Eu trebuie să-i cunosc pe elevi, să știu ce stiluri de învățare au, ce fel de personalitate au, ce metode să folosesc pentru ei, pentru că la unii funcționează așa, la alții funcționează invers, dar întotdeauna în cadrul acela solemn. Solemn nu înseamnă rigid, solemn nu înseamnă dur. Solemn înseamnă serios. Și fiecare ne știm rolul. Eu am rolul de profesor și iau rolul de elev.
Deci autoritatea e la mine, eu sunt autoritatea și ei sunt acolo pentru a învăța și pentru a se instrui. Dacă setăm așa lucrurile de la bun început, intră pe un făgaș normal, ei încep să mă admire pe mine ca persoană și ca profesionist, văd că reușesc să gestionez toate situațiile de peste zi, văd că reușesc să le explic atunci când nu înțeleg, văd că am răbdare cu ei și le accept greșelile, văd că învață din greșeli, văd că și eu greșesc, și eu sunt om. Ne construim acea relație și începem încet, încet să o aprofundăm și până la urmă începem să ținem unii la alții și din respectul acesta care se naște reciproc, apoi se poate face orice cu copiii. Adică nu există să le aduci ceva, să le aduc eu ceva elevilor mei, să le propun ceva și ei să nu dorească să facă. Nu există să nu fie implicați, să nu fie dornici, să nu dorească să respecte regulile, cu toate că nu reușesc de fiecare dată și asta e altă discuție atunci când nu reușește copilul, dar cunoaște și știe cadrul setat de la bun început. Am reușit să răspund? Da. Și în cazul părinților, cum facem? Pentru că în primii ani de școală grijile sunt multe și bombardăm învățătorul. Uh-huh. A mâncat, s-a descurcat, a scris, cum a fost? Păi, mă bucur că ai adresat întrebarea aceasta cu mâncarea. Nu este treaba mea să știu dacă mănâncă copilul sau nu. Și nu este treaba mea să-l învăț pe copil să mănânce. Desigur, există o pauză mare în care copilul poate să mănânce, să ronțe un snack dat de acasă. Dar eu nu trebuie să-l învăț să mănânce. Copilul trebuie să vină de acasă deja să știe cum să mănânce, să știe să se spele pe mâini înainte de masă, după masă. Asta a învățat la grădiniță, a exersat la grădiniță și a învățat acasă de la părinții lui și de la familie. Deci nu am legătură cu mâncarea, cum nu sunt nici paznic sau bona copiilor. Iar relația cu părinții este foarte important să fie bazată pe respect, în primul rând de la părinți către mine și în al doilea rând de la mine către părinți. Atât timp cât stăm în acest respect și ei știu că eu sunt acolo la catedră deoarece am o formare în spate, deoarece aceasta este meseria mea și asta fac, asta știu să fac și vin către mine ca și cum ai merge la doctor, la medic, da? Mergi la medic și nu-l contrazici pe medic, nu-i spui tu ce ai sau ce crezi că ai, că altfel nu știu, nu te mai duci, nu? E, așa e și la școală. Dacă părintele vine la școală să mă învețe pe mine, să mă contrazică pe mine, intrăm într-o luptă de putere și nu e benefic pentru nimeni, adică ne pierdem timpul și energia. Cel mai important este să îi se vorbească copilului bine acasă despre școală, bine în orice moment și în orice situație despre doamna învățătoare, adică nici pișcați cu ceară, sub nicio formă să nu spunem ceva urât despre doamna învățătoare. Pentru că dacă învățătoarea își face bine lucrul la treaba la școală, elevul o iubește și este atașat de ea. Și orice îi spune părintele, îi face rău copilului. Orice îi spune rău despre doamna învățătoare. Acum, nicio relație nu e perfectă. Și există, pot exista neînțelegeri, pot exista, nu știu, vicii de comunicare, de procedură, sunt mai multe situații, dar eu îi încurajez pe părinți să vină să vorbească. Și cât de des ar trebui să vorbească părinții cu învățătorul? De exemplu, eu în curând am o întâlnire individuală cu doamna învățătoare a copilului meu și nu știu ce să întreb, pentru că instinctul meu e să, și al tuturor părinților probabil, e bun, e cel mai bun, dar de fapt poate nu asta ar trebui să ne intereseze pe noi. Poate ar trebui să ne intereseze, nu știu. Ce ar trebui să ne intereseze? Foarte, îți adresez aceste întrebări foarte, sunt bune. Păi da, nu poți să întreb dacă e bun copilul, pentru că tu știi că ai dus deja un copil bun acolo și el e bun, n-are cum să fie rău. Ar trebui să părinții să întrebe despre evoluția lui. Adică a învățat să scrie, să citească, să socotească, a învățat literele, și-a însușit adunarea, și-a însușit scăderea, înmulțirea, împărțirea. Ce comportamente
la ce comportament avem de lucru, cum socializează, socializează, nu socializează, și-a făcut prieteni, nu și-a făcut prieteni, respectă regulile, nu respectă regulile. Acestea sunt întrebările pe care un părinte ar trebui să-i le adreseze cadrului didactic și să și primească un răspuns care să-l ajute. Adică să pot să dau și eu un răspuns, că dacă mă întreb dacă e bun copilul, pot să-ți răspund dacă e bun sau nu, că normal că e bun, adică nu putem, că nu suntem la mașini. Da? Copilul, întreb despre evoluția copilului, despre cum a progresat. Și bineînțeles că știi să adresezi întrebări atunci când te uiți pe ceea ce a lucrat la școală, pentru că este altă situație. Tu vrei să întrebi despre copil și îi ceri copilului multe lucruri, dar nu ești la curent cu ceea ce face. Nu verifici, nu observi ceea ce lucrează zilnic și nu ai un moment în care să stai cu copilul tău și el să aibă ocazia să-ți povestească și să-ți arate ce a făcut la școală. Iar partea cealaltă care corespunde acestei nevoi din familie de a sta cu copilul și a verifica ce face la școală, la școală este corectarea temei de către învățător. Degeaba dăm teme dacă la școală nu le corectăm și nu avem un moment în care le celebrăm, pentru că acela este efortul depus de copil. Și pentru a încuraja un copil să depună efort și să-l susțină, că despre asta e vorba, da, trebuie să-i celebrezi momentul acela și să-l vezi efortul. Dacă tu îi dai 20 de pagini de făcut temă și tu nu corectezi în clasă pentru că n-ai timp, este egal cu zero, adică nu ai reușit să faci nimic, ai bătut pasul pe loc. Și pentru că ați vorbit de teme, haideți să discutăm despre temele pentru acasă. Ce sunt temele pentru acasă, de fapt? Temele pentru acasă reprezintă momentul în care copilul își dă seama ce știe și ce nu. El atunci realizează dacă a înțeles și dacă a înțeles dacă poate să aplice, pentru că una e să înțeleagă atunci pe moment și alta e să meargă acasă după câteva ore și să poată să aplice și în mai multe situații diferite. Deci tema este momentul copilului în care el află ce poate și ce nu. Pentru a putea veni a doua zi la școală și a-i spune doamna învățătoare, doamna, eu n-am reușit să fac acest exercițiu. Tema este doar a copilului și trebuie făcută doar de acesta singur. Păi da, pentru că este un obicei care e creat greșit și trebuie să lucrăm să creăm un obicei sănătos. Obiceiul sănătos este acela de a-ți lăsa copilul să-și facă tema singur, într-un cadru liniștit, la biroul lui, într-un spațiu care este al lui destinat pentru temă. Și este învățat de la școală să încerce să găsească soluții. Are mai multe variante. Se uită pe maculator, pe ce a făcut în clasă. Poate să ia legătura cu un coleg și să-l întrebe, să se sfătuiască, să-și aducă aminte. În cazul meu, poate să-mi scrie și mie un mesaj să mă întrebe. Poate să meargă la părinte și să spună, știi, nu știu să fac această problemă. Dar părintele nu poate să-i spună cum se face problema. Poate la fel să-l îndrume, păi hai să vedem ce nu știi, unde te-ai blocat, genul acesta de întrebări. Nu să zică, a, ok, îți dau eu rezolvarea sau și mai rău, nu știu să fac nicio problemă, hai să sunăm la vecina, hai să sunăm pe mătușa, hai să sunăm pe unchiul. Deci copilul trebuie să-și o facă singur. Dacă epuizează toate resursele acestea, sun un prieten, vorbesc cu doamna învățătoare dacă se poate, dacă nu, nu, trebuie să vină la școală cu ea nefăcută, cu exercițiul respectiv nefăcut. Și la școală, musai trebuie să spună, nu am știut să fac acest exercițiu la temă. Eu, de exemplu, corectez temele în fiecare zi cu elevii mei și atunci când nu știu, facem în clasă încă o dată. Chiar asta s-a întâmplat, au avut un exercițiu pe care n-au reușit să-l facă la temă, unii dintre ei, și l-am explicat la tablă și am mai dat încă două exerciții asemănătoare pentru a mă asigura că toată lumea a înțeles. Și cum le dăm această autonomie? Adică de când le dăm această autonomie? Din clasa 1? De la pregătitoare. Trebuie să stăm acolo lângă el să vedem dacă... Nu, de la pregătitoare, nu au teme la pregătitoare, da? Copiii nu au teme la clasa pregătitoare, dar la clasa pregătitoare copilul intră într-o rutină de școlar. Și anume, să știe să se uite pe orar, să fie conștient că a doua zi merge la școală și că trebuie să-și pregătească ghiozdanul. Ce are în ghiozdan, ce sneco să aibă, cum se întâmplă lucrurile la școală, da, ce urmează să facă,
asta este rutina lui, poate să se uite pe o carte, să coloreze, să, nu știu, să mototolească, să manipuleze niște obiecte și să facă lucruri acasă. Poate să aibă o rutină acasă, uite, ești școlar acum, trebuie să-ți așezi uniforma sau hainele de școală, pe un numeraj, pe un scaun, nu știu, lucruri de genul acesta. Apoi la clasa 1 încep să apară primele teme și nu trebuie să stea nimeni lângă copil când își face tema. Acest obicei vine din bebelușie, din spate. Pentru că dacă stai și dai să mănânce în continuu și stai în spatele lui în continuu și nu-l lași un pic să greșească, să se murdărească, să se lovească, nu o să vrea să stea singur și nu o să învețe. La teme copilul stă singur într-o cameră liniștită și iese de acolo când termină. Și cât timp ar trebui să dureze temele pentru acasă? La clasa 1, maximum jumătate de oră, e mult jumătate de oră maximum. Clasa 2, jumătate de oră, 40 de minute. Clasa 3, tot așa, 40 de minute, hai să zicem o oră. Clasa 4, o oră, oră și 10 minute și un sfert. Am cam înțeles. Așa. Da. Asta ar fi limitele. Da. Maximum. Sănătoase, da. Și adică și învățătoarea trebuie să dea un volum de teme acasă despre care să fie conștientă dacă copilul le poate rezolva sau nu. Adică nu are sens să-i dai unui copil 20 de exerciții pentru că îl frustrezi, îl gândești, eu mereu mă gândesc la mine. Dacă aș avea un șef care mi-a zice: "Până mâine, Claudia, trebuie să scriu 100 de pagini." Dar nu e posibil, nici el nu poate să scrie. Adică, înțelegeți? Trebuie să fie ceva real, realizabil, fezabil, pe care copilul să-l poată face, pentru că el dorește să facă teme, el dorește să te mulțumească pe tine în primul rând. N-a înțeles încă că de fapt se mulțumește pe el. Dar mergem într-acolo și trebuie să-i dai ceva ce poate să facă, să fie și el mulțumit și fericit că a făcut. Că dacă tu îl ții tot într-un șac și într-un stres, nu faci, nu evoluează, nu ajungem nicăieri. Noi suntem puși acolo pentru a crește oamenii aceștia mici. Așa este. Pentru a-i timora, da. Doamna profesor, sunt diferite tipologii de copii și pentru că sunteți un profesor foarte bun, sunt sigură că le-ați întâlnit pe toate și știu că aveți răspunsurile pe care sigur le și puneți în practică și aș vrea să le luăm așa pe rând, să vedem cum să ne comportăm cu aceștia atât acasă cât și la școală. Uh-huh. Copilul vorbăreț, care vorbește în continuu. Da. Eu pot să vă spun așa în mare cam ce fac eu la școală. Acum, ceea ce fac la școală nu reprezintă o rețetă universală și nu pot să spun că se poate aplica oricărui copil. Așa cum am spus la început, pentru a avea act de cojocul unui copil vorbăreț, trebuie să construiești o relație cu el. Trebuie să te respecte acel copil și să te admire și să te recunoască ca fiind autoritatea. Dar nu la maniera frică, la maniera respect și admirație. Dacă nu ai lucrul acesta, nu o să poți să faci nimic cu copilul vorbăresc decât dacă bași frica în el. Acum, eu când am un copil vorbăreț, încep să aflu, să văd, îl urmăresc, să văd când vorbește și care sunt subiectele de vorbit. Și vorbesc cu el inițial și îl chem și vorbesc cu el și spun: uite, ce se întâmplă? Că vorbești. Bun. Îmi spune ce se întâmplă sau nu îmi spune ce se întâmplă? Fac un pact cu el și îi spun că în momentul în care vorbește mă deranjează pentru că uit ceea ce vreau să spun și apoi mă simt prost în fața clasei că na, mă bâlbâi și nu mai știu de unde am venit și ce am de făcut. Plus că îi deranjează și pe copii, adică încep să-i arăt că și eu sunt om și ceea ce face el are impact asupra mea și asupra colegilor, ca să încerce un pic să conștientizeze. Apoi o perioadă, în cazul mele, o perioadă se îmbunătățește treaba asta și începe să vorbească din ce în ce mai puțin. Acum, dacă am mai mulți copii vorbăreți, eu le dau voie să vorbească ce au de vorbit și le zic așa: ok, vă văd că astăzi sunteți vorbăreți, aveți 5 minute la dispoziție să vorbiți tot ce aveți de vorbit. Și îi las să vorbească. Și după ce au vorbit, se presupune că nu mai au
ce să vorbească și ne apucăm de ce avem de făcut. Dacă sunt copii care vorbesc așa spontan în oră, tot prin vulnerabilizare și prin conștientizare și prin rugăminte din partea mea și exact asta, să înțeleagă ce se întâmplă atunci când vorbesc ei neîntrebați. Deci este o muncă continuă. Nu pot să zic că am găsit o pastilă miraculoasă sau o frază miraculoasă pe care să o spun sau să o dau unui copil și el de mâine să nu mai vorbească. Ei vorbesc non-stop, dar avem o dinamică împreună, câteodată le permit, câteodată nu, câteodată își dau ei seama, câteodată le atrag atenția. Deci este un efort continuu, de depus în continuu, pentru că ei sunt vii, eu sunt vie, se întâmplă lucruri. Nu pot să zic că, dar se ameliorează și trec anii, cresc și ei și devin din ce în ce mai conștienți și apoi le e rușine să te mai întrerupă în timpul orei, dar trebuie să ajungi acolo, să declanșezi rușinea asta în ei. Și acasă ce să le spună părinții? Nu mai vorbi că ei bulimia? Acasă trebuie să le spună, să facă un exercițiu așa de empatie și de schimb de roluri. Și eu fac asta cu ei la școală. Să zic, ok, vină tu în locul meu și încearcă tu cu 20 de copii în clasă, cu 5 care vorbesc non-stop, încearcă să predai lecția și câteodată chiar îi las. Părinții, da, să poarte discuții în sensul ăsta de sensibilizare și de empatie. Doamna e acolo, vorbește, se pregătește, e și ea un om, are o voce, da? Te rog, fii atent sau mă rog, ce spunem noi și cum vorbim cu copilul. Exerciții de mers la film, la teatru, nu știu, și să îi arătăm copilului că la film, la teatru nu vorbim, nu mâncăm, nu deranjăm, nu cu telefoane, nu, da? Iar mijloace de transport în comun, cum vorbim? Vorbim în șoaptă, ok, că se întâmplă ceva, vorbești în oră, dar folosește un ton șoptit. Adică părintele are mult mai multe momente și o plajă mult mai largă unde poate să aplice și să-i arate copilului și să ne ajute astfel pe noi, pe învățători. Copilul, da. Timid? Copilul timid? Copilul timid, așa e el timid și nu-l schimbăm niciodată, nu-l facem să fie altfel, îl acceptăm așa cum este și da, pentru copilul timid trebuie o abordare mai diferită, specială, mai soft și mai personală și intimă. El are nevoie să vorbească one-to-one cu învățătorul. Nu se deschide așa în fața colegilor de la bun început. Când ajung prin clasa a treia, a patra, deja se ameliorează și încep să înflorească și ei mai mult. Dar comunică dificil și atunci, da, asta, trebuie să faci one-to-one cu ei și să știe că că ești de încredere, că ceea ce îți spun, îți spun și tu îi ajuți și ești acolo să-i sprijini. Copilul agresiv. Copilul agresiv. Copilul agresiv vrea să ne spună altceva. Pentru copilul agresiv e nevoie să, ca părinții să meargă la psiholog, să caute sprijin acolo. Și ar trebui să vină și la noi cu un plan despre cum ar trebui să procedăm. Pentru copilul agresiv e foarte dificil să-l scoți de acolo dacă părinții nu vor să ducă la psiholog și nu vor să recunoască, pentru că asta e problema. Părintele nu recunoaște, spune că acasă nu e așa. Nu, e o minciună. Peste tot și acasă și peste tot e la fel, doar că nu vrea să recunoască, e în perioada aceea de negare. Există, na, regulamentul școlar în cazul în care se ajunge la situații extreme, da? Dar de obicei vrea să spună ceva și dacă înțelegem ce vrea să spună, cu ajutor specializat, reușim să rezolvăm. Dacă nu, eu nu am avut niciodată un caz așa de copil agresiv să nu pot să gestionez, adică un soi de rebeliune a fost, nu a fost o agresivitate exacerbată. A fost așa mai soft. Mai soft. Da, da. Când își fac prieteni, încep să devină mai puțin agresivi, dar dacă sunt cazuri grele, da, trebuie cu psiholog. Și copilul supradotat? Aoleu, n-am lucrat niciodată cu copii supradotați, să știți, nu știu să vă răspund. Nu știu ce se face în cazul ăsta. Nu am avut niciodată
aș recunoaște dacă aș vedea un copil supradotat și aș cere ajutor și eu la rândul meu, pentru că n-am lucrat și nu știu. Nu știu cum se procedează. Am înțeles. Vreau să discutăm puțin acum și despre oboseala copiilor. Cum ar trebui mai exact să fie rutina unui copil, pentru că realitatea părintelui de astăzi este un maraton continuu, de la școală la after, de la after la meditații, la engleză, notă germană, japoneză. Copilul ajunge acasă epuizat, fără timp de joacă. Cum ar trebui să gestionăm noi această cursă ca să îi fie bine copilului și să aibă un traseu academic bun? Copilul are nevoie de odihnă, în primul rând. Și când spun odihnă, trebuie să fie în pat la ora 9, adică 21, pregătit pentru somn. Dacă nu doarme minimum 10 ore, nu e ok pentru un copil școlar mic. Ar trebui să aibă timp pentru joacă, pentru că joaca este cea mai importantă pentru copiii din ciclul primar și chiar și din gimnaziu. Și da, părintele trebuie să aibă această forță interioară și să se abțină din a-l înscrie la foarte multe ateliere și din a cere foarte mult de la el. Pentru că noi proiectăm asupra lor ceea ce noi n-am putut să facem, ceea ce noi n-am avut. Și încărcăm cu niște greutăți pe care nu le pot duce și apoi da, devin și au la școală diferite comportamente sau și acasă. După părerea mea, un program sănătos al unui copil ar fi să se culce devreme, să mănânce ceea ce are nevoie, să se joace cel puțin 3-4 ore pe zi, trebuie să se joace. Joacă liberă de care vrea el, atenție, nu ce îi spunem noi să facă. Și ar trebui să aibă un hobby. Hobby, la ce vă referiți? Mă refer să facă ceva, nu știu, tenis, fotbal, legat de mișcare sau poate desen. Dacă are hobby legat de ceva static, trebuie să aibă neapărat ceva cu mișcare. Deci maximum 2 zile pe săptămână, să zic că se duce într-o zi undeva, într-o zi undeva să facă ceva în plus. În rest, cred că e foarte important să stea cu părinții, să petreacă timp cu părinții și cu rudele apropiate, cu mediul în care trăiește și să se joace. Foarte mult să se joace și în interior și în exterior. Minim 4 ore pe zi. Da, 3-4 ore, da. Trebuie să aibă, să facă ce doresc ei să facă, pentru că de fapt aia e viața lor, ei atunci trăiesc. Dacă noi le luăm joaca, îi irităm, îi constrângem, adică îi forțăm să trăiască o viață chinuită, efectiv îi chinuim. Da, pot să spun asta. Dacă nu îi lăsăm să se joace singuri cum doresc ei, îi chinuim. Și nu cumva, nu știu, ca părinte vrei ce e mai bun pentru copilul tău și de-aia îl duci la atât de multe activități. Nu cumva, dacă îl lăsăm așa mai liber, când o să crească, nu o să mai ajungă cineva? Păi nu e liber, că n-am spus să nu facă nimic. Joacă, am înțeles. Exact, am spus să se și joace, să și facă ceva ce își dorește el, nu ce ne dorim noi. Adică dacă lui îi place fotbal și noi zicem nu face fotbal, că e un sport, nu știu, nu-mi place mie, mamă, fotbalul, fă șah. Nu-i place copilului șah. Adică tu îl duci la șah pentru tine. De fapt, poți să te duci tu la șah direct și pe el să-l duci la fotbal. Și du-l undeva unde îi place. Du-l într-un loc sau în două, maximum. Dar nu poți să-i faci un program de luni până vineri, ca și cum ar fi la serviciu, ca noi adulții. Copilul care vrea să învețe la școală și care este obișnuit din familie să aibă o rigoare academică, să stea în preajma unor activități intelectuale, face față la școală și va deveni ceva interesant în viață. Celălalt, care nu este expus activităților intelectuale și nici nu are un mediu de așa natură, probabil că o să fie ceva
mai puțin, ceva după puterile lui, dar există loc pentru toată lumea. Adică nu e necesar să fim toți manageri, nu e necesar să fim toți doctori, nu e necesar să avem toți afaceri. Putem să, nu știu, avem nevoie de cizmari foarte buni, de cizmară, zic, nu designer de încălțăminte, da? De croitor, nu designer vestimentar. Adică avem nevoie de oameni pasionați care își descoperă pasiunea și să facă bine lucrurile în orice, în toate domeniile. Nu trebuie să pompăm în copil așa. Cred că și de oiere avem, de ciobani avem nevoie, că sunt din ce în ce mai puțini. Că na, nu mai avem oi, nu mai avem, da, materie primă. Deci e important să creștem un copil, să-i dăm ceea ce el are nevoie, lucrurile de bază de care are nevoie, și apoi să-l vedem un pic, să-l așteptăm să crească, să vedem către ce se îndreaptă. Nu toți copiii pot să învețe limbi străine de la o vârstă mică, din primar, na, și nici nu știu de ce l-ai trimite să învețe limbă străină de la ciclul primar, că face la școală, e suficient. Lasă-i televizorul pe limba engleză să audă non-stop, sau pe spaniolă, sau pe franceză, pe ce vrei tu, și o să vezi că își formează auzul. Și apoi când o să fie necesar să învețe în liceu, în facultate, că acolo se definește, da, meseria, o să... Tu ai fi pus deja, o să fi pus deja cărămida pentru asta. Haideți să aducem în discuție, pentru că tot vorbim de succesul academic, și o întrebare comună a părinților, inclusiv a mea. Când e momentul potrivit să ne înscriem copiii la concursuri, la olimpiade? Aoleu! Îl înscriem din pregătitoare? Nu. Deci nu. În ciclul primar, asta e o tâmpenie. Eu nu mergeam în ciclul primar la olimpiade. Nu știu câți ani ai tu, tu ești mult mai tânără decât mine. Eu sunt producție 79. Nu exista în ciclul primar olimpiadă. Aceasta este o găselniță nouă pentru a face părinții să-și trimită copiii de la vârstele astea fragede să concureze. Pentru ce? Că el nici nu are noțiunea asta de concurs și nici nu știe de ce se duce acolo și nici nu știe, și pe mulți dacă îi întrebi în ce, care e capitala României, nu știu să-ți răspund. Adică facem niște lucruri exagerate. Nu! În ciclul primar copilul are nevoie să învețe să scrie, să citească, să socotească și să stea atent, să ducă un lucru din A în B, să termine lucruri, să poată să exerseze ceea ce face la școală, să aplice în viața reală. Nu avem de ce să-l încărcăm cu această competiție, competitivitate, care nu are sens, pentru că ei nu se întrec unii cu alții, ei trebuie să învețe să citească, să scrie, să socotească toți. Adică nu poate să scape niciunul. Și atunci de ce să zicem, a, tu scrii mai mult, tu scrii mai frumos, tu scrii mai urât, la ce ne folosește? Nu, încărcăm copilul. A, da, putem să organizăm momente în care copilul să știe că are determinat ceva într-un timp anume, ca să se obișnuiască cu timpul acesta și cu tempo-ul, da, unui examen. Putem să-i spunem, uite, acum vreau să vedem dacă toți puteți să rezolvați aceste exerciții în 10 minute și corect. Și dacă nu, să știm să lucrăm, să putem peste 2 săptămâni să facem asta. Sub forma aceasta se dau concursurile la ciclul primar. De evoluție, de îmbunătățire, de creștere. Nu să mă compar pe X cu Y. Și cum stabilim momentul potrivit pentru a le deschide ușa către aceste competiții? Păi, de când să îi dăm la concursuri și olimpiade? Păi cred că din ciclul gimnazial se poate deja, pentru că e altă vârstă. La primar, doamna învățătoare setează cadrul acesta pentru concursuri. Depinde cum, da, de fiecare învățător cum propune. Eu nu propun elevilor mei concursul ca atare să se întreacă între ei. Le propun să se întreacă fiecare cu ei înșiși. Adică tu cu tine însuți vezi dacă reușești să termini în timpul ăsta. Dacă nu, trebuie să mai lucrăm. Și dau și ocazii să lucreze. Adică nu... Apoi nu mă țin de cuvânt și el mă vede și zice, e neserioasă. Da, cam asta, cam asta. A, și mai putem să folosim concursurile la clasă pentru a ști dacă suntem la nivelul cerut la național sau nu. Dar tot pentru noi, e un feedback pentru noi. Copilul nu trebuie încărcat cu această povara
concursului și a competitivității, pentru că nu e cazul în ciclul primar. Încă nu. Am înțeles, deci așteptăm. Așteptăm. E foarte greu să așteptăm. Da. Da. Să vorbim acum și despre o temă tabu. Da. Vine Crăciunul. Da. Bine. Mesaje pe WhatsApp, punem bani pentru cadoul lui doamna, ce-i luăm lui doamna. Cum facem cu această tradiție, să-i spunem așa? Pentru că unii părinți probabil se simt presați că dacă nu pun bani, poate ajunge informația la urechile doamnei învățătoare și o să-l marginalizeze cumva. Cum gestionăm această presiune socială și să ne îndreptăm spre un echilibru între tradiție, valori școlare și respect pentru cadrele didactice? Da. Tradiția aceasta de a duce învățătorului și profesorului cadou există de când lumea și pământul. Și nu știu dacă... Haide să nu o numim tradiție, să începem prin a șterge acest cuvânt. Deci nu este o tradiție, este ceva ce unii oameni au început să facă din diverse motive. Acum, fiecare adult este responsabil să discearnă și să stabilească dacă dorește să facă un lucru sau nu. Eu nu vorbesc despre mine, da? Eu nu am obligat niciodată părinții să-mi cumpere ceva. Dimpotrivă, de la început le-am spus că nu primesc cadouri și că îi rog să nu se organizeze sub nicio formă să-mi cumpere mie nimic. Acum, există dorința aceasta a oamenilor de a-ți mulțumi. Și pentru a mulțumi, le-am spus așa, există florile și bomboanele și nu știu, o felicitare scrisă de mână făcută de un copil e și mai frumos. Atât. Mai departe, nu există niciun cadou dincolo de cele pe care le-am enumerat. Florile, bomboanele și felicitările. Nu există, eu, părinții mei, adică n-am participat și n-am auzit niciodată să se organizeze. S-au organizat odată și mi-au cumpărat un cadou, mi l-au adus și l-am refuzat, l-am dat înapoi. Într-adevăr, a fost un moment dificil, dar le-am explicat și ei m-au înțeles. Le-am explicat că nu îmi doresc să primesc de la dumnealor acest cadou, pentru că este un cadou pentru care s-au strâns bani și nu sunt de acord cu asta. Le-am adus aminte, le-am reamintit că le-am spus deja lucrul ăsta și au înțeles oamenii. Oamenii încearcă. Tot așa, pentru că așa cum ai spus și tu, sunt unii adulți care fac presiune în sensul acesta. Și cred că, ca în orice domeniu, sunt și învățătoare care se supără și învățătoare care nu se supără. Acum trebuie să le educăm și pe cele care se supără că nu primesc cadou. Că treaba ta nu este să primești cadou de la părinți sau de la copii. Treaba ta este alta. Și una este să primești ceva simbolic și alta este să se strângă bani și să se facă o întreagă tevatură și pe marginea acestui subiect. Deci, din punctul meu de vedere, adulții societății noastre trebuie să aibă curaj moral și să ia atitudine și să nu se mai simtă în niciun fel, doamnele învățătoare să nu se mai supere și să nu marginalizeze copiii și încet, încet, cu efort comun, ajungem la însănătoșire și la pierderea acestui obicei. Deci, flori, felicitare și bomboane. Uh-huh. Atât de Crăciun. Uh-huh. Altceva nu. În încheiere vă rugăm să împărtășiți cu noi strategiile considerate cele mai eficiente pentru părinți și pentru cadrele didactice, pentru ca acest an școlar să fie pentru copii cât mai benefic și cât mai frumos. Cel mai important ingredient este răbdarea. Să știi să ai răbdare, să știi să aștepți. Comunicarea. Să comunici atunci când ți se pare ceva sau nu ți se pare ceva și respectul. Dacă avem aceste trei ingrediente, eu cred că putem să avem un an școlar productiv. Liniștit, productiv, da. Vă mulțumim tare mult că ne-ați arătat cum se văd lucrurile și de acolo din
perspectiva dascălului. Sunteți extraordinară și vă mai așteptăm la Părinți Prezenți să vorbim și despre alte subiecte. Vă mulțumesc, mi-a părut și mie bine, m-am simțit foarte bine. Mulțumesc! Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi până la final. Să ne revedem curând, iar până data viitoare să fiți mereu părinți prezenți în viața copiilor voștri. Cu bine!